Am anunțat zilele trecute că o să luăm o pauză, așa că în episodul de azi facem și noi o trecere în revistă a celui mai discutat subiect de zilele acestea, eșecul alegerilor, respectiv al opoziției USR, Forța Dreptei, PMP și Reper. O facem din calitatea mea de reperist, PSD-ist, aurist, penelist, userist, părerist. Am uitat vreun sponsor, Ana? Discutăm despre eșecul ăsta usturător, care sunt problemele foarte serioase care nu vor dispărea odată cu demisia lui Drulo, pasul în spate pe care trebuie să-l facă nu numai conducerea USR, PMP și Forța Dreptei, dar și Dacian Cioloș și conducerea Reperului. În plus și câteva idei despre ce s-ar putea face pe viitor. Dar hai să începem! Sunteți la Starea Depresiei, cu mine, Valeriu Nicolae. Hai să vedem pe cine a ajutat de fapt coaliția ADU, căci sigur, sigur, membrii de rând ai celor trei partide, împreună cu electoratul lor, se puteau lipsi de un astfel de ajutor. Păi, l-a ajutat pe domnul Tomacu. Soț de femeie multilateral dezvoltată, trecută și ea prin binecunoscutele sinecuri vomitive, denumite și Consilii de Administrație. Îl trimitem pe domnul Tomac în Parlamentul European, a mai fost acolo, i-a plăcut acolo, o să facă ce a făcut și în ultimii ani, adică gargară și cam atât. Alături de Tomac, în slujba cetățenilor, îi mai trimitem și pe Dan Barna și Vlad Voiculescu, care vor fi răsplătiți generos și meritat pentru performanțele lor deosebite în politică. Băi, glumesc! Ambii au fost politic niște catastrofe. USR-ul a greșit grav, mult, mult mai grav decât o spune conducerea de acum. Toată retorica lor de oameni care luptă cu sistemul, care rup cu dinții din nenorociții, care suc sângele națiunii, a devenit nulă în momentul în care vedetele partidului, oamenii în imaginea cărora s-au băgat mulți, mulți bani publici, nu s-au obosit să intre în bătălii importante la alegerile locale. În schimb, s-au îngrămădit pe locurile cele mai bine plătite din Parlamentul European, căci cele mai crâncene lupte cu sistemul se joacă în deplasare, bre, la Strasburg și Bruxelles. Da, acolo sunt toți baronii locali, nu știți voi, fraierilor. Mai sunt și cei care așteaptă Parlamentul autohton sau competiția la gloria maximă, Cotroceniu. O candidatură a domnului Barna la Sibiu, orașul natal al domniei sale, sau de ce nu la București, precum și candidaturi din partea domnilor Vlad Voiculescu, Cătălin Drulă, Cristian Ghina sau Violeta Alexandru, la sectoare importante din București, 3, 4, 5 sau la voluntari, ar fi putut duce la incomparabil mai multă atenție din partea presei și mass media. Măcar de fațadă și tot ar fi lăsat impresia că își doresc mai mult și pentru alegători, nu doar pentru familiile lor. Lupta cu fiul prostovan al nemafiotului ăluia de Piedone, cu pandele, cu liniuță negoiță sau cu băluță, ar fi motivat mult mai multă lume să iasă la vot pentru USR. Dar nu, mă, nu. România le-a rămas mică membrilor din vârful USR, așa că au așteptat cu minți locurile din Parlamentul European. În lipsă de altceva, vor fi bune și locurile, nu la fel de profitabile, dar la fel de călduțe din Parlamentul de acasă. Indisponibilitatea liderilor USR de a-și lua angajamente concrete și răspunderi cuantificabile rămâne o problemă structurală a partidului. Aleșii locali sunt cei care decontează cel mai mult în fața cetățenilor, lucru de care vedetele USR par a se feri mai rău decât ciolacul de cinste. Nu a ajutat deloc, dar deloc, faptul că domnul Drulă a nominalizat din pix primii patru candidați pentru europarlamentare, încălcând, practic, statutul partidului și demonstrând că democrația se aplică doar populimii de partid și nu șefimii. Includerea domnului Botoș pe lista privilegiată a fost și ea o greșeală care nu avea cum să nu fie sancționată. Frustrările colegilor de partid ai lui Botoș legate de CV-ul acestuia, dar și speculațiile despre fila din Lanzarote încă sunt subiecte mult discutate între membrii USR, membrii pe care domnii Barna, Drulă și Ghina ignoră de dragul prieteniei cu domnul Botoș. Alianța cu PMP și Forța Dreptei a fost o gafă uriașă. USR-ul și-a câștigat votanții pe o retorică antisistem și împotriva traseismului în politică. Alianța cu cele două partide a fost practic un scuipat în ochii votanților din 2016 și 2020. Investiția de milioane în imaginea liderilor Barna și Drulă, uriașă comparativ cu banii alocați pentru campaniile candidaților la alegerile locale, a fost și ea o altă gafă catastrofală făcută de conducere. Hai să ne uităm doar la cifrele lor pe Facebook, comparativ cu cifrele lui Alan Coliban, unul dintre cei mai importanți patru primari ai USR-ului, un om care nu a fost deloc plăcut de conducerea USR.
Deci, USR a cheltuit în total 5.645.463 de lei, în principal pentru promovarea domnului Barna și Drulă. Pe lângă acești bani s-au mai dus încă 1.527.714 lei strict pentru Drulă și 512.232 de lei pentru Barna. Cel puțin 3 milioane jumate de fiecare. Cât s-a cheltuit pentru Alan Coliban? Cu cel puțin 3.400.000 mai puțin decât pentru fiecare dintre cei doi. Cifrele stau mult, mult mai rău în cazul doamnei Armand, nici ea deloc înghițită de conducerea celor trei. Iar asta e doar Facebook. S-au investit sume enorme și pentru YouTube și pentru panotajele stradale, milioane de euro s-au băgat în imaginea celor doi, Drulă și Barna, cu rezultate catastrofale. Agresivitatea exagerată a grupului care a condus de foarte multe ori isteric partidul nu avea cum să nu aibă efecte toxice pe termen lung. Lipsa oricărei experiențe manageriale cu echipe mari a celor trei lideri Maximus, Drulă, Barna, Ghina, a fost și ea o problemă. La fel cum și încurajarea sectarismului în interiorul partidului, prin adoptarea unor decizii foarte dure împotriva criticilor și protejarea suporterilor loiali. Despre cazul Giurcan, soția mâinii drepte a lui Iulian Dumitrescu, mafiotul ăla de a dat mită de 16 milioane, dar și protejată a conducerii USR, am mai discutat la Starea Impostorilor și am mai scris. Nu este singurul caz. O altă gafă uriașă a fost și aruncarea doamnei Lasconi sub autobuz cu prima ocazie. Conducerea s-a izolat de membri, încercând să controleze foarte bine partidul și, în mod logic, ideile au început să fie din ce în ce mai puține și mai fixe. Pupincurismul a fost răsplătit, iar critica a fost pedepsită drastic. Au plecat mulți oameni din USR, mulți dintre ei dau ca motiv inechitatea, simplis vorbind. Atitudinea celor din vârf a fost sancționată de membrii care au decis să părăsească partidul sau să nu mai plătească cotizațiile. Era o chestiune de timp până când și electoratul sancționa asta. USR-ul a început să arate ca o schemă piramidală în care singurele voturi pe care le iei în lumea reală, nu la congres sau pe Facebook, sunt voturile de la cei pe care îi controlezi fie printr-un discurs radical, fie prin promisiuni de sinecuri. Altfel, nu-mi explic lejeritatea cu care un partid ar putea, chiar și pentru o fracțiune de secundă, să ia în calcul că eșecul masiv suferit la alegeri este din vina unui videoclip vizualizat la momentul respectiv de 50.000 de oameni. Lăsând deoparte informațiile prezentate, informații de interes public, informații care existau deja în presă, presupunem că toate cele 50.000 de persoane intenționau să voteze USR. Nu e puțin jenant să trăiești cu senzația că toți acești oameni s-au răzgândit așa ușor? Cam atât valorează partidul și cuvântul său? Toate cele de mai sus au dus la rezultatul magnific de sub 9%. Reper a greșit și el masiv. Mai mult de un an de zile, secretarul general al partidului, domnul Dragoș Tudorache, a părut mai degrabă jenat de partidul pe care îl reprezenta, la fel și Dacian Cioloș. Reper a transmis același semnal care niște politicieni cărora le pasă, în fapt, doar de sinecurile lor la Bruxelles. Partid condus de la Bruxelles, primii trei pe lista de europarlamentare, toți lideri ai partidului, Ramona Strugariu, Dragoș Păslaru, Dacian Cioloș, niciun lider din partid dispus să-și asume angajamentele de care am amintit mai devreme. O implicare a domnului Cioloș la o primărie vizibilă ar fi putut să treacă partidul de pragul electoral, dar nu l-ar fi dus pe el în Parlamentul European. Participarea doamnei Strugariu în același timp și la primăria Cluj și la Parlamentul European a părut neserioasă și a fost și ea sancționată de alegători. Aroganța uriașă din interiorul ambelor partide nu va dispărea ușor. Egoile exagerate ale oamenilor care au condus în ultimii ani partidele fac o reformă greu, dacă nu imposibil de făcut, în condițiile unor schimbări minimale și repoziționarea ale grupurilor de putere. Retragerea domnului Drulă a fost absolut necesară pentru a evita dispariția USR-ului. Din păcate, nici această retragere nu a fost făcută cu cap, Cătălin Drulă demonstrând încă o dată imaturitate politică și că IQ-ul ridicat și ranga nu te fac om politic. Agresiv și autosuficient, Drulă nu s-a făcut deloc mai plăcut prin demisie, iar asta îi va face revenirea în politică mult mai dificilă decât ar trebui. Te doare puțin când vezi atâta potențial irosit. Drulă chiar are, indiscutabil, calități și potențial. Dacă rămânea la mi-asum eșecul, mă retrag din fruntea partidului și o să fac tot ce ține de mine să sprijin USR-ul, să evităm greșelile pe care le-am făcut, era suficient. Dar nu, Cătălin Drulă a ales să facă declarații prin care să-și marcheze cu jet puterea și influența asupra populimii de membri pe același gard în care și-a dus partidul. Trei dintre declarații au fost 1. Că alianța cu partidele lui Tomaș și Orban a fost bună, vizionară și că trebuie dezvoltată.
și că asta e cheia succesului pentru viitor. 2. Că rezultatul alianței la europarlamentare a avut drept cauză participarea pe același palier a Repel și a doi independenți, ca și cum voturile acestora îi se cuveneau lui. 3. Nominalizarea lui Dominic Fritz ca drept urmaș a fost mai mult decât neinspirată și asta nu din cauza lui Fritz. Declarația lui cum că se retrage și nominalizează pe Fritz să conducă partidul a sunat iar ABN-ul atot puternic și mai presus de democrație care scoate din buzunar opționale obligatorii. A fost ca o trecere a coroanei de la regele tată la regele fiu. Îmi asum acest rezultat și voi convoca în USR alegeri pentru un nou președinte în cel mai scurt timp. Avem oameni și lideri puternici care pot duce mai departe această construcție și mă gândesc aici, spre exemplu, la Dominic Fritz, un om care a câștigat decisiv votul în Timișoara și a arătat că PSD-ul și PNL-ul pot fi înfrânte. Nu vreau să intru în detalii, că am spus la început că nu mă interesează scuze și așa mai departe. Eu mi-am asumat acest rezultat. O parte din rezultat se datorează faptului că pe același culoar cu noi au mai candidat forțe politice din același segment. Spre exemplu, la europarlamentare pare că am împărțit votul cam jumătate-jumătate cu doi independenți și un partid mai mic care n-a făcut pragul. De ce nu ați luat-o în calcul și pe doamna Elena Lasconi pentru cursa aceasta internă, pentru șefia partidului și ați vorbit doar despre Dominic Fritz, pentru că Elena Lasconi a câștigat cu un scor chiar mai mare? Fiecare membru al USR poate pune candidatura în această cursă. Vor stabili membrii acest lucru. Din câte știu, nu-și dorește așa ceva, dar asta iarăși nu vreau să vorbesc în numele altora. Adică am vorbit aseară și... Da, pentru că am vorbit cu Dominic Fritz și mi-a spus că și asumă asta. Am vorbit aseară cu Elena Lasconi, era foarte bucuroasă și pregătită să-și înceapă, mă rog, să-și continue mandatul și să-l înceapă pe al doilea. Deci spuneți că Dominic Fritz ar fi dispus să-și asumă această candidatură, doamna Lasconi nu și-ar dori să. Da, da, e limita la care aș vrea să mă pronunț în numele altor oameni, altor colegi că îi puteți intra direct. Vi s-a cerut din partid să plecați sau decizia? Nu, absolut nimeni, cuvântul meu de onoare, nu mi-a spus așa ceva, niciun mesaj. Poate n-am fost atent la vreun grup sau ceva ca să nu dau o propoziție care să nu fie acoperită de realitate, dar n-am primit niciun astfel de mesaj. Eu vă spun că cred că este o construcție de care era nevoie, o coagulare de forțe. Eu cred că această construcție are potențial pentru următoarele alegeri. Nu o să pun și-o ca alții 20% sau trebuie să facă flotări, dar cred că are potențial pentru că reprezintă o parte din societatea românească. Acest vot a fost împărțit la aceste alegeri unice europarlamentare. Cred că această construcție USR și Alianța Dreapta Unită are un rol important în politica românească. Sunt oameni care au modernizat politica românească, sunt oameni care au carte, care au iubire de țară. E un partid și o organizație unică. Important e să mergem înainte, să dăm speranță acestei țări și asta cred că se poate face cu un leadership nou. Credeți că doamna Lasconi ar fi un bun șef de partid? Următoarea întrebare, vă rog. Ce refuzați să răspundeți? Puteți să spuneți opinia dumneavoastră. Pentru că nu cred că e rolul meu acum să pun ținte pe oameni și să spun... Despre domnul Fritz ați spus că ar fi potrivit. Da, pentru că am văzut ce a făcut conducând o filială județeană și are o experiență și cred că în momentul de față, conducând Timișoara, care este un oraș atât de important în România și cu scorul decisiv pe care l-a luat de 42% la scorul politic, nu mai știu scorul lui, cred că este peste, cred că are toată legitimitatea să ducă această construcție mai departe pe o poveste a unui învingător. Partidul pe care îl conduci obține un procent jenant în alegeri, în alianță. Și tu crezi că a fost o idee strălucită și că trebuie menținută? Apoi te plângi de concurența din partea unor foști membri USR pe care tu i-ai forțat să părăsească partidul. Nu cumva îngrijorarea trebuie să fie legată de motiv pentru care independenții ăștia au obținut jumătate din procentele pe care voi le-ați obținut în alianță cu alte două partide împreună cu care ați modernizat politica românească. Orban, mă, Orban și Tomac, reșapații ăștia au modernizat. Cine va moderniza domnilor aici, că n-a făcut deloc lucrare bună cu partidul altfel? Și de unde pisici albastri știi tu, drulă, pe cine consideră membrii demni să conducă partidul? Nu cumva e jignitor și nepotrivit, mai ales într-un asemenea moment? Ca să nu mai vorbesc de declarațiile dezechilibrate și răspunsul stil Florin, altă întrebare, Iordache, când ești întrebat de o posibilă candidatură a Elenei Lasconi. Tot ce pot să spun este că e nevoie de un tratament urgent de vindecat aroganța. Iar dacă nu vine de la sine, membrii ar trebui să-i forțeze pe lider să revină la spiritul de la începuturile USR. Da, idealiști din aia, fraier și plin de entuziasm care mai sunt tot acolo, dar care s-au îndepărtat de USR. Oameni ca Polițeanu, ca Ștefănuță, care, uite, fac mai mult decât toate finanțările și toate alianțele.
Asta pentru că entuziasmul ăla nu se poate cumpăra cu bani sau cu funcții. Și el dispare imediat cum începe să puta compromis, aroganță și a luptă pentru putere. Înfricoșător în declarația lui Drula a fost faptul că a zis că nimeni nu i-a cerut să plece. Eu am văzut, fără să urmăresc activ paginile respective, zeci de postări ale membrilor USR care i-au cerut demisia, zeci de membri USR, sau cum s-ar spune, nimeni, căci democrație selectivă își contează doar părerea celor din gașcă. Declarația lui Drulă demonstrează o orbeală clară și cumva așteptată a liderului USR, dar semnalizează și cultura fricii și pupincurismului din jurul domniei sale. Situația la USR va fi foarte, foarte greu de schimbat. Alianța are în acest moment un număr mult mai mare de parlamentari decât numărul pe care l-ar câștiga în acest moment. Majoritatea lor nu sunt oameni care să se poată duce în privat la niște slujbe plătite la fel de bine și nici pe departe la fel de aducătoare de glorie. Aceștia se vor agăța disperat de putere și vor face tot posibilul să fie cât mai sus pe liste. Lupta pentru putere va fi din această cauză foarte dură și un lucru deloc atractiv pentru susținători. Scandalurile vor putea fi ușor sancționate de adversarii alianței. Este foarte, foarte puțin probabil ca domnul Ghinea să renunțe la puterea pe care o are în partid și deci orice reformă va trebui să treacă printr-o confruntare cu domnia sa. Opțiunea unei slujbe în privat pentru domnul Ghinea este cel mult limitată. Trecerea de la salariu imens plătit de partid la o slujbă normală va duce la cel puțin înjumătățirea veniturilor acestea. Din scris sau Bunning, e foarte puțin probabil ca domnul Ghinea să-și permită un nivel de trai acceptabil, iar altceva nu pare să știe să facă. Cunoscut pentru vocabularul agresiv și comportamentul coleric, domnul Ghinea este un adversar redutabil. Este puțin probabil ca acesta să accepte că a greșit și să ajute la implementarea unor strategii cu care domnia sa nu este de acord, deși acest lucru ar fi un câștig enorm pentru partid. Reperul este într-o situație și mai proastă. Partidul depinde de imaginea lui Dacian Cioloș, imagine care s-a erodat masiv și nu pare că poate să fie refăcută. Partidul nu are oameni carismatici care să poată să-l treacă pragul pentru Parlament și nici nu pare să fie atractiv pentru astfel de oameni. Ce ar fi de făcut? Păi, în primul rând, ruperea alianței cu PMP și Forța Dreptei. Apoi, un mesaj foarte clar postat pe toate paginile USR-ului, ceva simplu, dar onest. Am greșit. Rău. Ne cerem scuze. Sincer, ne cerem scuze. Reconstruim și n-ar prinde bine ajutorul tău. USR-ul ar trebui să încerce să atragă din nou oameni din societatea civilă care au în jurul lor comunități serioase de susținători pentru a-i propune pentru viitoarele alegeri parlamentare. Un partid care să includă membrii reper e puțin probabil, căci asta ar mări concurența pentru locurile în Parlament. O primă oportunitate sunt alegerile pentru președinție, unde USR-ul să susțină un independent, care să fie antiteza lui Ciolacu, Ciucă sau Gioană. Una dintre cele două doamne care au construit un spital ar fi un exemplu foarte bun și ar atrage sprijinul multor oameni din societatea civilă. În definitiv, proiectul lor a fost susținut de peste 350.000 de oameni. Asta va mări foarte mult șansa unui scor rezonabil la parlamentare al USR-ului. Și mai bine ar fi dacă ar reuși să facă, măcar parțial, același lucru și la parlamentare. Cum? 25% din cei care sunt în fruntea listei să fie independenți, care doar să ajute partidul să ajungă la un procentaj de peste 20%. Cum s-ar putea face asta pentru parlamentari? E mult mai complicat și destul de improbabil. O competiție internă și externă care să măsoare numărul de susținători pe care îl pot atrage oamenii din partid, dar și din afară, care vor să candideze pentru parlament, ar fi un început de selecție. Asta ar putea genera entuziasm în grupul alegătorilor care acum sunt în depresie, dar ar băga în același timp în depresie oameni care au fost loiali, folosesc aici un eufemism pentru pupincurism, conducerii și care au un interes să saboteze o astfel de inițiativă. Desigur, verificarea integrității acestora înainte de a fi propuși pe listă ar trebui să fie parte din proces. Domnul Ghinea, Drulă, Voiculescu, Boto sau Barna nu ar trebui să aibă nimic de spus în procesul acesta și nici BNO actual. Indicatori de performanță pentru cei aleși pentru toate funcțiile din partid sunt la fel de necesari ca introducerea unor evaluări și responsabilități. Interzicerea acumului de funcții în mod real, la vrăjeală cum e acum, un mecanism capabil să controleze smintirea din cauza puterii, management profesionist și o limitare a numărului de mandate în Parlament la 2 pentru a regenera clasa politică și a stimula apetitul pentru alegeri locale al parlamentarilor ar trebui să fie regulă. Votarea indivizilor și nu a listelor impuse de conducere este o necesitate, în condițiile în care nepotismul este rampant și suporte USR reper sunt mult mai pretențioși decât electoratul PSD-PNL-AUR. Stabilirea unor ținte mult mai simple și mai fezabile, care să genereze susținerea publică și care să aibă cu adevărat șanse de reușită.
Un exemplu ar fi necesitatea de reformă în multe dintre instituțiile care au un impact direct și constant asupra cetățenilor. Să ne uităm la CNA. Se sancționează deloc sau prea puțin impostura, minciuna, îndobitocirea, degradarea sau nesimțirea celor mai toxice posturi TV. Un plan clar de reformare a CNA-ului este necesar. Reformarea urgentă a Agenției Naționale pentru Integritate și Biroului Electoral Central pe baze meritocratice, care să elimine total imixtiunea partidelor politice, ar fi trebuit și ele să fie priorități ale USR, că se potrivesc foarte bine pe discursul inițial și câștigător al partidului. Interzicerea publicării sondajelor în timpul campaniei, sondaje care s-au dovedit a fi în zdrobitoarea lor majoritate o manipulare grosolană, dar care totuși au influențat semnificativ tendințele de vot. Eliminarea posibilității ca partidele să plătească presa și reducerea la 10% a cerințelor pentru numărul necesar de semnături, participării în competițiile electorale și posibilitatea folosirii semnăturilor electronice. Acestea sunt doar câteva exemple de politici care s-ar potrivi de minune USR-ului, dar care au părut totuși prea neînsemnate pentru a intra în planurile mărețe ale genilor conducătorețe. Aceasta este ultima emisiune înainte de vacanța de vară. Avem 65 de episoade și 5 interviuri pe care le-am făcut timp de 65 de săptămâni consecutive și am obosit. Avem nevoie și noi să reflectăm la ce am făcut și ce vom face în viitor. În perioada de pauză o să facem câteva live-uri pentru cei care vreți să discutați cu mine. O să vorbim despre greșelile pe care le-am făcut, despre cât de dificil este ce facem, amenințări de tot felul, cum lucrăm noi și orice altceva ce vă interesează. Pentru cei care nu știu cum să dea de noi, o să lăsăm în descriere pagina noastră de Facebook. Mulțumim tare mult donatorilor noștri. Fără voi nu am putea face emisiunea asta, care este total independentă de Starea Nației. Mulțumim și celor de la Starea Nației pentru că ne-au găzduit aici pentru toate emisiunile. Mulțumim și pentru feedback, chiar citim comentariile voastre și lăsăm loc de învățare acolo unde e cazul. Pentru înjurături nu vă mulțumim, dar vă înțelegem, vă dorim și noi multă sănătate. În rest, să aveți o vară cât mai liniștită. Și la hoți, greble și mai ales la John, tradiționalul, hai sic tirmă.